Dumnezeu ne-a întărit poporul. Dumnezeu ne-a dat puterea aceasta ca noi să lucrăm pentru Dumnezeu. Lăudați să fie Dumnezeu. De aceea vreau să vă spun că în seara aceasta avem pe fratele Jimmy, Dumnezeu să-l binecuvinteze, din America, pe fratele Daniel. Domnul să vă binecuvinteze. Haideți să citim un psalm, lăudați să fie Dumnezeu. Psalmul se găsește în pagina 568. Psalmul 30, lăudat să fie Dumnezeu. Cred că fratele nostru american, Daniel, știe mai... Are. Știe românește, da? Da, înțelege, înțelege. Da. Domnul Stemnivel. Psalmul 30. Te înalți, Doamne, căci m-ai ridicat. Și n-ai lăsat pe vrăjmașii mei să se bucură de mine. Amin, slăvit să fie Domnul. Doamne Dumnezeule, eu am strigat către Tine și Tu m-ai vindecat, slăvit să fie Domnul. Doamne, Tu m-ai ridicat sufletul din locuința morților. Tu m-ai adus la viață, din locul celor ce se coboară în groapă. Lăudați să fie numele Domnului Iisus Hristos. Cântați Domnului, voi ce iubiți de El, măriți prin laudele voastre numele Lui cel Sfânt. Amin. Căci mânia Lui ține numai o clipă, dar îndurarea Lui ține toată viața. Amin. Seara vine plânsul, iar dimineața veselia, slăvit să fie Domnul. Când îmi mergea bine, ziceam, nu mă voi clătina niciodată. Doamne, prin bunăvoința Ta mă așezași pe un munte tare, dar Ți-ai ascuns fața și m-am tulburat. Doamne, eu am strigat către Tine și m-am rugat Domnului zicând, ce vei câștiga dacă îmi vergi sângele și mă cobori în groapă? Poate să te laude țărâna? Nu. Poate ea să vestească credincioșia Ta? Ascultă, Doamne, ai milă de mine. Amin. Doamne, ajută-mă. Amin. Și m-ai prefăcut tânguirile în veselie, lăudat să fie Dumnezeu. Mi-a dezlegat sapul de jade și m-ai încins cu bucurie, pentru ca inima mea să scânte și să nu stea multă. Doamne Dumnezeule, eu pururea Te voi lăuda. Amin. Slăvit să fie Dumnezeu. De aceea zice cuvântul lui Dumnezeu și salmistul, Te înalți, Doamne, că ești mai ridicat. Este o cântare foarte frumoasă. Lăuda să fie Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne-a ridicat atunci când era mai greu. Lăuda să fie Dumnezeu. Atunci când eram în mocirlă, Dumnezeu ne-a scos din mocirlă. Atunci când aveam probleme, Dumnezeu ne-a ridicat, lăudat să fie Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este acela care te înalți. Chiar dacă vei coborâ, să știi că Dumnezeu e acela care te ridică, lăudat să fie Dumnezeu. Dar zice cuvântul lui Dumnezeu, apropie-te cât mai mult de mine și ai să vezi binecuvântarea mea peste tine, lăudat să fie Dumnezeu. Așa cum ziceați porocirea, așa cum era cuvedenia de la sora. Pentru că noi dacă ne apropiem de Dumnezeu, să știți că vom fi binecuvântați de Dumnezeu. Dumnezeu ne va binecuvânta biserica. Dumnezeu ne va binecuvânta cu mult, mult ajutor din partea Lui, lăudat să fie Dumnezeu. Pentru că, zice cuvântul lui Dumnezeu, ajutorul vine de la Domnul, trăiască Domnul. Ajutorul vine de la Dumnezeu. Ajutorul vine, nu vine de la oameni. Binecuvântat să fie numele Lui. De aceea, în seara aceasta, haideți să mai înălțăm o rugăciune și să zicem, Doamne, vrem ca ajutorul Tău, Doamne, să fie peste noi, Doamne. Vrem ca toate problemele care le avem, Doamne, să dispară din viețile noastre. Te rugăm, Doamne, ca Tu să-L ai pacea Ta, să-L ai Duhul Tău, ce aleluia! Te rugăm, Doamne, așa cum zici, Doamne Dumnezeu, eu am strigat către Tine și Tu m-ai vindecat. Vedeți, eu cum foarte frumos.
Am strigat către Dumnezeu și Dumnezeu a făcut minuni în biserica noastră. Lăudați să fie Dumnezeu. Dumnezeu a făcut vindecări aici în locul acesta. Pentru că este un Dumnezeu adevărat. Este așa sau nu? Slăviți să fie Domnul. Pentru că Dumnezeu încă este viu. Lăudați să fie Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al cărui nu-i place răul și îi place binele, lăudat să fie Dumnezeu. Dar zice cuvântul lui Dumnezeu, apropie-te de mine și ai să vezi bunătatea mea. Zice într-un psalm, psalmul 34, dată numai să înșel, gustați toți și să vedeți ce bun este Domnul, lăudat să fie Dumnezeu. De aceea noi am gustat din Dumnezeu. Am văzut bunătatea Domnului Iisus Hristos. Pentru că am văzut ce mult bine ne-a făcut la un alt. De aceea vreau să vă spun că să merită frații mei să stăm la adunare. Și mi se bucură inima în mine când casa Domnului este plină la un alt. Mi se bucură inima în mine când zicem, haidem toți la casa Domnului. Lăudați să fie Dumnezeu. Haidem toți să strigăm numele Domnului Iisus Hristos. Să bucură inima mine, fraților. Să știți că sunt foarte bucuros că suntem așa un număr mare în seara aceasta. Pentru că Duhul lui Dumnezeu ne-a condus de acasă. Pentru că Duhul lui Dumnezeu ne împinge de la spate și nu mai ne lasă, lăudați să fie Dumnezeu. De ce spun lucrul acesta? Pentru că Domnul Iisus Hristos bate la ușă și zice, pregătiți-vă că încă am să vin pe noi, lăudați să fie Dumnezeu. Pentru că noi trebuie să ne pregătim. Noi trebuie să așteptăm pe Domnul Iisus Hristos. Și unde trebuie să-L așteptăm? În casa Domnului, lăudați să fie Domnul. De aceea, haideți să venim într-o rugăciune și să zicem așa cum spuneam, Doamne, revarsă-ți Duhul Tău peste noi. Fă-ți prezența, Doamne, în seara aceasta. Te rugăm, Doamne, dă-ne miluință în lucrurile care nu putem, Doamne. Ajută-ne Tu, Doamne, și revarsă-ți Tu puterea peste noi, Doamne. Amin.
Slăviți să fie Domnul. Înainte de a vă spune, când am văzut pe fratele nostru din America, dacă vă aduceți aminte cu cine s-a mânat. Domnul să te binecuvânteze, frate. Aveam un frate care a trecut la Domnul și semăna ca fratele și-l chema Sav. Domnul să-l binecuvânteze acolo unde s-a dus. Dar aș vrea să vă spun, când l-am văzut, am zis, mă, seamănă cu fratele nostru. Lăudați să fie Dumnezeu. Înțeleg, frate, pentru ce am zis. Pace. Wow, there's a lot of people here. Sunt mulți oameni aici, seara aceasta. Where did you all come from? De unde ați venit cu toții? Acasă. Yes. I'm happy to see you. I'm happy to be here. Mă bucur să vă văd și mă bucur să fiu aici împreună cu dumneavoastră. I could hear you before, but I couldn't see you. Vă puteam auzi, dar acum vă văd mai bine pe toți stând aici și în fața dumneavoastră. My name is Jim Morgan. Numele meu este Jim Morgan. I'm from the United States. Sunt din Statele Unite ale Americii. I was born in the city of Detroit. Am fost născut în orașul Detroit. And in 1959 I was at camp. Iar în 1959 am fost într-o tabără. I was 8 years old. Aveam vârsta de 8 ani. And that's where I trusted Jesus as my savior. Și atunci la vârsta de 8 ani eu am început să-mi pun încrederea în Isus ca și salvator al meu. When I was 8 years old. Când aveam vârsta de 8 ani. 2 months from now. Peste 2 luni voi face 60 de ani de când umblu pe calea credinței. A long time ago. O perioadă mare de Domnul. Slavă Domnului. I grew up in a Christian family. Am crescut într-o familie creștină. I went to church before I was born. Mergeam la biserică din cât dinainte să mă nasc. How is that possible? Cum e posibil lucrul acesta? Ladies, do you ever take your children to church before they're born? Doamnelor, v-ați dus frate copiii la biserică înainte ca ei să fie născut? Slavă Domnului. I hope your children are still coming to church. Sper că copiii noștri vor veni la biserică și după ce se nasc. Today, my mother and father are with Jesus. Astăzi, mama mea și tatăl meu sunt cu Isus. And I'm so happy that they're there. Și sunt fericit că ei sunt acolo. But it's difficult because now I am an orphan. Dar este dificil pentru că acum sunt orfan. And I'm single. I'm not married. Și sunt singur pe acest pământ. A lot of people say, "Why aren't you married, Jim?" Mulți oameni îmi spun, de ce nu te-ai căsătorit, Jim? I don't know, I thought I would be. Și eu am spus, nu știu, nu am luat în calcul să mă gândesc prea mult la asta. But, you know, I don't think I could be in Romania today if I was married. Dar vreau să vă spun că nu cred că aș fi putut să fiu în România sau să fac lucrarea Domnului atât de mult și atât de liber dacă eu m-aș fi căsătorit și aș fi fost legat de o nevastă. And so this is year number 9 for me to be in Craiova. Vreau să vă spun că de 9 ani sunt în zona Olteniei. A long time, a long time. E o perioadă lungă. I'm sorry I don't know Romanian very well. Îmi pare rău că nu știu română așa de bine. It's because my brain is too old. E pentru că creierul meu este prea bătrân pentru a... It's 67. In September I'll be 68. În septembrie voi face 68 de ani, 67. But I've been working with young people and children and adults all my life. Și vreau să vă spun că toată viața mea am lucrat cu tineri și cu adulți și m-am ocupat de lucrarea cu tineri, cu adulți. In 2008, I was meeting young people on the internet from all over the world, talking to them about Jesus. În 2008, am întâlnit tineri de peste tot din lume pe care am cunoscut pe internet și le-am vorbit despre Isus. And these guys, iar acești tineri are from Craiova. Sunt din Craiova. I met them online. I-am întâlnit pe internet. And they were all in high school. Și erau toți la liceu. The high school right across from the police where you go to get your permis. Liceul acela de lângă poliție de unde te duci să-ți iei permisul de conducere. I can't remember the name of the school. Nu mi-am aduc aminte numele liceului. They know. Okay, good. So I came in 2008 to meet these boys. Am venit în 2008 să întâlnesc pe acești tineri. And one of them is a Christian, the one all the way on the left. Și unul dintre ei a devenit creștin, cel de la dreapta. His name is Teo. Numele lui este Teo. And I came, I met them,
I was here for 10 days. I-am întâlnit, am stat 10 zile aici în România. I went back to America. M-am întors înapoi în America. I never ever expected to come back to Romania. Niciodată nu m-am așteptat că eu voi veni înapoi în România. But I got back to America and God started speaking to my heart. Dar când m-am întors înapoi în America, Dumnezeu a început să vorbească inimii mele. And I knew what he was saying. Și am cunoscut vocea Domnului. He was saying, Jim, go to Romania. El îmi spunea, Jim, du-te înapoi în România. Serve me in Romania. Slujește-mă pe mine și slujește românii în România. I said, why me? Și eu am zis, de ce eu, Doamne? I have a good job. Am o slujbă bună aici. I serve you in the church. Te slujesc pe tine în biserică aici în America. Why me? De ce eu să mă duc? You know what I learned? Știți ce am învățat? Never argue with God. Niciodată nu te certa cu Dumnezeu. You will lose. Pentru că vei pierde. Because I lost. Și eu am pierdut. Slava Domnului, I lost. Slava Domnului, am pierdut în fața lui Dumnezeu. And so I'm here today. Și de aceea sunt astăzi aici, pentru că am cedat. And vocii lui. These boys, I wish I could tell you that they all trusted Jesus. I can't. Aș fi vrut să vă spun că toți acești băieți l-au primit pe Iisus, dar din păcate nu este așa. One of them did. Right next to Teo, his name is Mihai. Unul de la dreapta, de lângă Teo, se numește Mihai. And he trusted Jesus and his mother and father and his brother. Și el a devenit un credincios și el și mama lui și fratele lui. So praise the Lord for that. Și slăvit să fie Domnul pentru asta. There's Teo. Acesta este Teo. And he was my first helper in the ministry that we do. Și el a devenit primul meu ajutor în lucrarea pe care eu o fac. And you're going to say, what is the ministry? Și poate vă gândiți care este acea lucrare. We call it cinema pe roți. Noi numim această lucrare cinema pe roți. And you're going to see what it's like. Și vă voi arăta ce am făcut noi până acum. We show a film about Jesus every place we go. Noi mergem din loc în loc și proiectăm pe perete un film cu Isus ca oamenii necredincioși să-l vadă și să afle despre Isus. And in this picture I was giving the gospel for, so people would trust Christ as their savior after the film. Și aici în această fotografie era chiar după ce eu prezentasem filmul și le vorbeam oamenilor despre Isus. Le spuneam să-L primească în inima lor, să-și pună încrederea în Iisus, după ce le-am arătat filmul cu Iisus și le-am spus cine este Iisus. What is that? Ce este aceasta? A map. This is a map. It's a map, but it's, what is the map of? Dar care harta, cărei țări? Yes. You see all those stars? Acele stele de pe hartă? We've been in all of those counties in our ministry. În toate aceste județe unde sunt aceste stele, lucrarea asta pe care o facem cu prezentarea filmului Iisus, tot acolo pe unde apar stele am fost cu filmul acesta. That's 10 counties. 10 counties. Sunt 10 județe. This is the van that we use. Acesta este unul din microbuzele pe care le folosim. See, it says cinema pe roți on the side. Vedeți, scrie acolo cinema pe roți. You can't see it very well, but underneath it has a Bible verse. Nu se vede foarte bine, dar mai jos acolo există un verset din Biblie pe acel microbuz. Luca 14:23. And the verse says, "Go to the highways and hedges and compel them to come in." Iar versetul spune, duceți-vă în ulițe și la răscruși de drumuri și chemați pe oameni să vină. My aunt and uncle started this ministry 1 year before I was born. Mătușa mea și unchiul meu a început această lucrare cu un an de zile înainte ca eu să mă nasc. It started in 1950. I was born in 1951. Eu am început lucrarea în 1950 și am fost născut în 1951. And that's the verse they always used for this ministry. Și acesta era versetul pe care ei îl foloseau mereu pentru această lucrare, cu lucrarea aceasta. This is the film about Jesus we show everywhere. Asta este filmul despre Isus pe care noi îl arătăm tuturor. Maria Magdalena. Maria Magdalena. Slava Domnului. It's a great film. Un film bun care le arată oamenilor ce poate să facă Iisus cu un om păcătos. I love when Jesus commands the demons to come out of Mary. She gets up and she tries to decide what is she going to do. O parte importantă a acestui film este atunci când Iisus scoate demonii din Maria Magdalena și ea se ridică la pământ și este bulversată și nu știe ce trebuie să facă în continuare. She decides she's going to follow Jesus. Și atunci se decide că trebuie să-L urmeze pe Iisus. And she follows Jesus the rest of her life. Și atunci îl urmează pe Iisus pentru tot restul vieții ei.
It's a great example for us. Este un exemplu minunat pentru noi lucrul acesta. Because once Jesus touches our heart, pentru că odată ce Isus atinge inima ta, we need to follow him. Trebuie să îl urmezi. The rest of our life. Toată viața ta. Amin. Amin. This is one of our teams. We've had a lot of different teams, but this is one of our teams. Aceasta este una dintre echipele noastre cu care facem lucrarea aceasta Cinema Perot. Am avut multe echipe, dar aceștia sunt unii dintre tinerii care au format una din echipe. Most of them are from either Craiova or Filiaș. Mulți dintre ei sunt fie din Craiova, fie din Filiaș. We like to go different places, so here we were at the Hunedoara Castle. Ne place să mergem în multe locuri să facem lucrarea aceasta. Iar aici, spre exemplu, suntem la un castel din Hunedoara. Beautiful, beautiful. Un loc frumos. When we go to a village, I like to meet the young people. Când merg într-un loc, îmi place să lucrez în mod special cu tinerii, pentru că Dumnezeu are nevoie de tineri pentru împărăția Lui. So these young people were just sitting there, so I went and sat with them. Iar acești tineri stăteau acolo și eu m-am dus lângă ei. Și am stat cu ei. And I talked to them for about half hour. Și le-am vorbit cam jumătate de oră despre Domnul. I had a great time with those young people. Am avut un timp minunat. There was two or three of them that were Christians. Doar doi sau trei erau creștini. There's the van set up. You see the screen on the top. Aici este duba așezată, iar deasupra dubei este ecranul unde noi proiectăm filmul. In this village, the Casa Cultura. Acest eveniment a avut loc lângă Casa de Cultură. And so they brought the benches out. Și au adus băncile din interiorul Casei de Cultură. So that people could sit. Pentru ca oamenii să poată sta pe bănci. We love to present the gospel to children. Ne place să prezentăm Evanghelia și copiilor. And we use five colors to do it. Și pentru asta noi folosim 5 culori. And can you see the bracelets? There's five colors. There's five beads, five colors. Vedeți brățările acelea? Sunt 5 culori pe acele brățări. The first color is I can't remember. Prima culoare is gold. Gold. Este aurul. It means the streets of heaven. Și reprezintă străzile cerului. And everybody wants to go to heaven. Și toată lumea vrea să meargă în cer. So that's the first color we present to everybody. E prima culoare pe care noi o prezentăm la orice copil. The next color, următoarea culoare, is black. Este negru. God wants all of us to come to heaven. Dumnezeu vrea ca toți să vină în cer. But we have a problem. Dar noi avem o problemă. It's called păcat. Se numește păcat. We can't go to heaven with sin. Nu putem să mergem în cer dacă noi avem păcat în inima noastră. Because God says we can't go. Pentru că Dumnezeu asta spune că noi nu putem să intrăm în cer dacă avem păcat. But God provided a way for us to go. Dar Dumnezeu a pregătit o cale pentru noi ca să mergem în cer. The next color is red. Această cale se găsește în următoarea culoare, care este roșie. And red stands for the blood of Jesus. Și roșu simbolizează sângele lui Isus. God let Jesus shed his blood. Dumnezeu a făcut ca Isus să verse sângele său, so that he can take away our sin. Pentru ca să ne ia păcatele noastre. And give us a new life. Și să ne dea o viață nouă. So that we can go to heaven. Pentru ca noi să putem merge în cer. The next color is white. Următoarea culoare este alb. Because Jesus takes our black heart. Pentru că Isus ia inima noastră negrită de păcat. Cleans it white as snow. Și o face albă ca și zăpada. Slava Domnului. Slava Domnului pentru lucrul acesta. And the last color is green. Iar ultima culoare este verde. Because we have to grow as a Christian. Pentru că trebuie să creștem ca și creștini. And how do we grow? Și cum creștem? We read the Bible. Citim Biblia. We pray. Ne rugăm. We come to church. Venim la biserică. We tell other people about Jesus. Le spunem altor oameni despre Isus. That's how we grow. În felul acesta creștem ca și creștini. Și noi folosim culorile acestea ca să fie pe limbajul copiilor, să poată înțelege Evanghelia într-un mod simplu prin brățările acestea. So we love to give these bracelets to those children. Și acesta este scopul, ca mintea lor care e mică și fragedă să poată înțelege mesajul în felul acesta. We go in each village two nights. Mergem timp de două seri în fiecare sat. And the next night we ask the children, what do those colors mean? Și apoi în următoarea noapte când venim le întrebăm pe copii, ce înseamnă culorile acestea? And they remember. Și ei își amintesc. Slava Domnului. Look at the children. Look at the children. Uitați-vă la acești copii. Just great. Every place we go are children. Look at this lady. Uitați-vă la această doamnă.
She was right next to the screen. Ea era foarte aproape de ecranul unde noi proiectam. She watched the movie from her window. Și a văzut filmul de la fereastra ei. I didn't talk to her. I don't know what she believes. N-am apucat să întreb ce părere a avut despre filmul, dar sper ca Domnul Iisus să fie impactat prin mai. But I know she watched the entire film. Dar știu că a văzut până la sfârșit filmul și a putut să vadă mesajul. Can you see the window there on the left? That's the window she was sitting at. Vedeți fereastra de acolo din stânga? Acolo era fereastra unde ea stătea și privea. Very close. Foarte aproape. This young man, he's an American. You can see him standing there on the left. Acest tânăr care se vede aici în poză este un american. And he was presenting the gospel with the colors to these children. Iar el prezenta evanghelia acestor tineri folosind simbolul acesta al culorilor care să fie mai pe înțelesul lor. This was actually in a village over in Caraș Severin. Aici a fost într-un sat din Caraș Severin. We like to go to McDonald's whenever there's a McDonald's around. Ne-a plăcut să mergem la McDonald's de câte ori am avut ocazia. I believe this McDonald's was in Deva. Cred că acest McDonald's era în Deva, dacă mă amintesc bine. Can you see the guy all the way at the back? Vedeți tipul acela din spate? I didn't know they were taking a picture. I was busy eating. Nu am văzut că îi fac o poză pentru că eram preocupat să mănânc. Sometimes the girls like to come and have a picture taken. Câteodată fetelor le place foarte mult să facă poze, să aibă amintiri. So praise the Lord for girls. Și slăvit să fie Domnul și pentru fetele tinere care se implică în lucrarea Domnului. Amin. They do a great work with the children. Ele se ocupă foarte mult cu copiii și fac o treabă minunată. Last summer we were in the county of Bacău. Vara trecută am fost în Bacău. Yes, Bacău. We were in the city of Onești. Am fost la Onești. We were working with a Pentecostal pastor there. Am colaborat și cu un pastor pentecostal acolo. He said tonight we're going to go to a little church. El mi-a zis, în seara aceasta vom merge la o bisericuță mică. And there will be a lot of children there. Și vor fi mulți copii acolo. He said maybe 200. El a zis poate că 200. Whoa, 200. We never had 200. Am zis, 200. Niciodată n-am avut 200 la un așa eveniment. But there's the 200 children. Dar uitați că au venit și 200 de copii. A lot of children. Look, foarte mulți copii. Their mothers and fathers sitting behind them. Iar părinții lor stăteau în spate acolo. Praise the Lord. Praise the Lord. Slăvit să fie Domnul. They love to give the children something to eat and something to drink. Am oferit copiilor ceva de mâncare și ceva să bea, ceva sucuri. Here we are getting ready to show the film. The pastor is up there speaking. Aici ne pregăteam să le arătăm filmul. Pastorul este acolo în față. Pastorul pentecostal vorbea, le prezenta evanghelia. There he is. Now you can see a picture on the screen. Aici puteți vedea o fotografie despre cum s-a realizat acel eveniment. And it's getting darker. You can see all the children and people sitting around. Se face întuneric și vedeți cum toți se adunau să asculte, să vadă filmul și să asculte cuvântul Domnului prezentat apoi. What a great opportunity to present the gospel. Ce oportunitate minunată să evanghelia să fie prezentată oamenilor. To watch a film about Jesus. Să poți vedea un film despre Domnul Iisus Hristos. And you know, we were in a village the first summer. Prima vară în care am început, eram într-un sat. We were trying to decide what film should we show. Încercam să ne gândim, să ne decidem ce film să prezentăm. We were in the village of Fratostița. Eram în satul Fratostița. You know Fratostița? Nu știu ce asta, poate dumneavoastră știți. Yes, yes. Okay. And am avut acolo. You have good friends, okay. He said that he had brothers. Brothers, okay, sorry. Good brothers, Slava Domnului. So, we were showing a movie about American football. Și l-am prezentat un film. It had subtitles. Care avea subtitrare. It was a Christian film. Un film creștin. And this one lady, she called me over. Și o femeie m-a chemat. She said, "What does this film have to do with Jesus?" Și deci era un film creștin care arăta viața unor sportivi, unor fotbaliști care s-au pocăit. Și femeia aceasta m-a întrebat cum se corelează filmul acesta cu Biblia. I said Jesus is in the message of this film. Și a spus filmul acesta transmite oamenilor mesajul despre mântuire, să se întoarcă la Hristos. She said no. Și a zis nu. I don't want to listen for the message. Și a zis nu vreau să ascult mesajul. I want to see Jesus. Și a zis nu, eu vreau să-l văd pe Iisus în Wow. It was like someone slapped me in the face. A fost ca și cum cineva m-a pălmuit.
And ever since that day we've been showing the movie about Jesus. Din ziua aceea n-am mai prezentat filme cu mesaj creștin, ci am prezentat doar filme despre viața lui Isus. In 8 summers we've been in 172 villages. Timp de 8 veri am fost în 172 de sate. Many villages. Multe sate. Deci ca să fac o precizare, cum a zis, nu știu dacă ați văzut filme din acestea creștine pe internet. Sunt filme creștine care au un mesaj creștin. Ei prima dată prezentau filme din acestea. Dar după ce a avut discuția cu femeia aceasta, s-a hotărât să nu mai prezinte filme din acestea, ci doar filme cu viața lui Isus. Deci chiar dacă filmele alea erau creștine, dar a zis că nu vrea să prezinte numai filme cu viața lui Isus făcute după Evanghelie. This is Eunice. Acesta este Ionuț. And this is the first summer he's going to run the team all by himself. Aceasta va fi prima vară când el va conduce echipa de unul singur. He has a program with where he's going. Are un itinerariu unde va merge. And so I'm very thankful for Ionuț. Și sunt foarte mulțumitor Domnului pentru el. That's his fiance. Aceasta este logodnica lui cu care urmează să se căsătorească. They will be married in September. Ei în septembrie vor face căsătoria, nunta. Ionuț just graduated from Bible school. El tocmai a absolvit școala biblică. That was last Sunday. Aceasta a fost duminica trecută. I was there. Am fost acolo. The older man, he's an American from the state of Tennessee. Omul mai în vârstă este un frate american din statul Tennessee. Ionuț is a graduate. 2 years. He went to that school for 2 years. A mers la acea școală teologică timp de 2 ani. So praise the Lord for Ionuț. Slăviți să fie Domnul pentru Ionuț. I'm very happy for him. Pentru că va fi un om care mă va ajuta în lucrare și sunt bucuros pentru el. This is another American. Acesta este un alt frate american. His name is Doug. Numele lui este Doug. And he leads a team. Și el conduce o echipă. From Timișoara. Din Timișoara, pentru că sunt 4 echipe acum pe care you can see he has a van very similar to ours, except it's blue. Are un microbus foarte similar cu al nostru. When I saw that van last summer, când am văzut după aceasta vara trecută, they had had it for 8 years and it was very what am I trying to say, it was very faded, the paint was faded. Aveau după aceea de 8 ani de zile, iar boxeaua era foarte pierdută așa. So I brought it over here to Craiova. Și am adus-o aici în Craiova. And I have a friend who's a car detailer. Și am un prieten care se pricepe cu mașinile. And he polished that van so nice. Și a vopsit-o foarte bine, a polizat vopseaua de pe ea și a pus altă vopsea așa de bine că acum arată bine și se poate face. Can you see right up here? It's not real shiny. Vedeți acolo sus că nu strălucește. But today it is. Dar acum, slavă Domnului că strălucește. That's my friend who polished. Acesta este prietenul meu care a polișat. His name is Marius. Numele lui este Marius. I've talked to Marius about Jesus. I-am vorbit acestui amic despre Isus.